Bună dimineața, stimați colegi! Bună dimineața! Sper că sunteți toată lumea bine, sănătoși și gata de o nouă săptămână de muncă. Suntem gata. Nu știu ce, nu foarte inspirat, domnul Tudor. Timp suntem gata. De ce? Bun. Colegi, de astăzi este conectată energie termică în capitală și rog să fie precaute toate subdiviziunile primăriei și să ajute acolo unde este nevoie de ajutor, dacă oamenii apelează. La fel rog ca toate instituțiile sociale să fie încălzite, mai ales școlile, grădinițele și spitalele. În ceea ce privește energia electrică, așa cum am solicitat și solicităm în continuare, rugăm să nu fie interpretate și spase din context cuvintele și pozițiile primăriei municipiului Chișinău, ale mele personale, a colegilor. Deci în ceea ce privește energia electrică, să se economisească acolo unde este posibil de economisit, dar de interes nu în detrimentul oamenilor și a activităților cotidiene. Nu putem pune în pericol securitatea și sănătatea cetățenilor, locuitorilor și oaspeților capitale. Fățăria de la guvern, care am văzut că organizăm ședință prin întuneric, de asta de lucruri nu avem nevoie. Rog să economisim și ne implicăm cât se poate de mult. E foarte interesant dacă ședința de guvern, așa cum au fost foarte multe, sau ședința Comisiei Situației Excepționale, se desfășura, de exemplu, la ora 6 sau la ora 7, cam cum avea să pipăie doamna Gavriliță pe domnul ministru Spătaru sau Spânu, ca să se așeze la masă. Deci, facem lucrurile să se întâmple, economisim, dar nici depășind limitele raționale. Repet, rămânem după ora 18, foarte des, până aproape de ora 21, ne scuzați, prin birouri chiar e beznă și nu poate sta luna prin întuneric. Cât privește economia prin oraș? Am menționat, pentru că iarăși am văzut foarte mult bocet prin diferite rețele de socializare sau acuzații absolut sterile la tot felul de televiziuni. Am solicitat să se economisească și ceea ce putem să economisim, economisim. Dacă există o urgență sau există o problemă, există o clauză foarte clară în decizia Comisiei Situației Excepționale Municipale. Dacă există necesitate sau presupunem că ar putea să fie o problemă de volum sau de cantitate, atunci doar cu o informație simplă în scris, o solicitare în scris, cu 3 ore înainte și revedem orarul în funcție de acele necesități care sunt la nivel central. Deci rog să nu se speculeze pe astfel de lucruri. Iar în caz de maximă urgență, în caz de forță majoră, cu 30 de minute înainte, dacă suntem atenționați, deconectăm municipalitatea. Repet, toate aceste lucruri trebuie să se facă fără panică și fără isterică, care ni se transmite din gura fiecărui oficial de la guvernare, tot felul de atacuri absolut inadecvate. Aduc aminte că tot mai multe străzi și parcuri și spații publice, alei și curți, avem schimbat iluminatul unul de tip LED și este foarte economic. Ultima stradă ne-a modernizat iluminatul este calea ieșilor din sectorul Buiucani. Tare sper, stimați guvernați, că ați achitat volumele necesare care urma să faceți transferul încă vineri către România și de astăzi nu avem riscul de deconectări de electricitate, risc care încă persistă. Vineri și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. România continuă să ne ofere volumul necesar de energie electrică și vrem să aducem mulțumire în acest sens. Comunic cu foarte multă lume de peste Prut și le transmitem acest mesaj și personal și astăzi. Dar eu vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că sunt alături ori de câte ori avem nevoie. Dar trebuie să recunosc că am văzut și un mesaj absolut deplasat doamnei președinte Maia Sandu. Mi-e rușine, dacă sincer,
pentru declarația că România mai trebuie să economisească doar ca să dea Republicii Moldova lumină. Și aici vreau să reiterez. Încetați să vă folosiți și să manipulați cu războiul din țara vecină, cu necazul oamenilor, pentru a vă acoperi și justifica neprofesionalismul și incompetența voastră. Impotență totală. La tot ce faceți și nu faceți în țară, de vină spuneți că este războiul. Ați cumpit totul, ați semnat contracte dubioase, faceți tranzacții de care numai voi știți și după care vă duceți cu mâna întinsă la frați. Amintesc o dată în plus despre acel contract în care a fost preferată pentru o sumă de 27 de milioane de euro o companie din India care ne face interconexiunea cu România, ceea ce ține de electricitate, și nu o companie din România. Exact, cei care pricep în achiziții publice pot să înțeleagă și să deducă niște lucruri. Apropo, unde sunt toate ajutoarele care au venit? Până în ziua de astăzi nimeni nu cunoaște detalii în acest sens. Aveți nas să ieșiți și să mă dați pe mine, mă socoteanu. În fiecare zi tot vă treziți, vă culcați cu primăria Chișinău, aici sau acolo, ceva nu e așa. Când se spune că o stradă nu se repară sau un parc încă nu este finalizat, Dumitru Rușcan, spre exemplu, continuarea străzilor, transportul alternativ și altele compensații mai multe, fraților de la guvern, este război, așa trebuie să răspund eu. Doar că noi nu spunem asta. Ne este greu ca la toată lumea și e adevărat că impactul este unul foarte mare. Dar asta nu trebuie să acopere impotența și neprofesionalismul guvernului. Pentru că așa ați negociat. Așa ați negociat cu gazul, așa v-ați înțeles cu Ciurganul, așa ați pus blocaje agenților economici, așa în lanț, din cauza neprofesionalismului vostru, avem acele scumpiri. Apropo, cei care se bocesc cel mai mult la televizoare, că războiul este divin din cauza scumpirilor, am rugat și voi prezenta în scurt timp pe coșuri de produse ce diferențe mari sunt în țara în care este război și în țara care este condusă de niște impotenți de apas. Deci la noi, pe foarte multe categorii de produse, sunt prețuri duble, cu 40%, cu 50%, cu 70% mai scump decât în țara vecină, unde este chiar război. Repet, noi nu facem referință la acest lucru și repet că da, este greu la toată lumea. Primăria Chișinău simte asta, că prețuri mari, cu materiale de construcție care s-au scumpit de câteva ori. Unele nu sunt nici de găsit, dar cumpărăm, găsim. Și da, pentru că tot am văzut că mi se dau tot felul de lecții. Cred că informația asta trebuie să fie publică și toată lumea trebuie să cunoască aceste detalii. Rog să fie până în ultimul bănuț făcută claritate în acest sens. Chișinău este singura capitală din lume care transferă 100% la bugetul public de stat și primește 12% înapoi. Deci, repet, transferăm anual 19 miliarde către bugetul public național, către stat. Înapoi vine puțin peste 2 miliarde. Pentru cei, circa 40% din populația Republicii Moldova. Și întreținerea guvernului, președinției, a Parlamentului, a celor 63 de impotenți, tot e pe seama noastră, a chișinăuienilor, asta, ca să cunoașteți acest lucru. Și când ne arată că ne-au dat nu știu ce bani, trebuie să știți câți bani ne-au dat. Am văzut văicăreala asta, iarăși de impotenți, referitor la alte complicații care pot surveni în proces de administrare a treburilor publice, a treburilor municipale. La fel am văzut că dacă avem un alt val de refugiați, nu de Doamne, despre care se vorbește în ultimele zile, iarăși pățărnicia este pe față. Așa de tare le pasă, în ghilimele, că au închis Modexpo, iar reiterez, primăriei municipiului Chișinău și știu și multor altor primării nu le-au fost rambursate sursele financiare pe care le-am cheltuit. Pe hârtie s-ar spune că există ceva bani care sunt prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor. De fapt, noi nu putem acest
surse financiare să le asimilăm. Primăria Chișinău mai are în gestiune centrul patru al Lukoil, iar restul este deteriorat, distrus, lichidat de către stat. Și mai este o declarație a președintei Maia Sandu, pentru care este foarte tare rușine, care sugerează colegilor din România să nu facă proiecte, să nu investească în Chișinău. Cât de tare trebuie să-ți urăști orașul, cât de tare trebuie să urăști Chișinău, cât de tare trebuie să urăști chișinăuieni. Deci aici este pur și simplu la locul său, acea zicală, la locul ei, să moară capra vecin. Deci, cum să te duci tu peste prut și să atenționezi primarii, președinții Consiliului Județean, vai, 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 vedeți, nu investiți în proiecte culturale, în proiecte educaționale, în proiecte de infrastructură, parcuri, scoară, la Chișinău. Este foarte trist când un președinte de țară dorește rău propriului popor. Vă mai aduc aminte că tot tâmpiții ăștia, că altfel n-am cum să-i numesc, se bucură când cade un stâlp, când e inundații. Țineți minte ce isteric, deci se voicăreau când a decedat o persoană și tot așa mai departe. Eu chiar nu înțeleg ce fel de caractere sadice au acești oameni. Sincer, așa de tare mi-a fost jale în acest moment pentru noi toți. De ce conducere aveam și rușine totodată pentru ceea ce vorbește. Cât de dur trebuie să fii, să vrei să stai la putere ca să scui până asemenea hal în locuitorii orașului în care tu locuiești. Doamna președinte, Chișinău tot este Republica Moldova și din motivul că noi aici chiar facem proiecte și continuăm să dezvoltăm orașul, în pofida tuturor crizilor care ne lovește foarte mult și pe noi, și criza pandemică, și criza energetică, și criza refugiaților, pe voi tare vă deranjează și unicul colac de salvare în acest răstimp, timp, vă este războiul și necazul oamenilor care umblați din țară în țară și vă faceți victime în loc să lucrați. Pentru că avem foarte mult ajutor, dar nu știți nici să aplicați și nici să implementați. Mă scuzați, colegi, de acest discurs, dar chiar nu am putut trece indiferent. Nu înțeleg și nu pot să accept cum președinte de țară se bocește peste prut să nu fie investiții făcute în Chișinău. Nu admit, nu înțeleg, nu cred. Uite, mă uit atâta oară la acea deci scurtă declarație și îmi dau seama că puteau fi o mie și una de alte interpretări valate, chiar dacă ai fi vrut să spui că nu, dar s-a ales una pe care, pe de o parte, mincinoasă, pe de altă parte, pur și simplu jignitoare în adresa tuturor chișinăuienilor. E ca și cum ne aducem noi toți la Bruxelles și am spune, nu le dați bani la ăștia pentru drumuri, nu le dați bani pentru iluminat. Nu mă închipui asta de situații. Și da, poți să faci câte vrei videouri frumoase la televizor. Poți să ieși și să pozezi la Palanca sau oriunde în altă parte, la Năslavcean, cu fețe de înger. Dar o singură declarație de genul ăsta îți dă pe față absolut toate intențiile și tot ce este în minte și în suflet. Oamenii au un necaz comun în Republica Moldova, întuneric, cu salariile și pensiile mici, prețurile mari. Oamenii vor să trăiască bine la ei acasă. Asta voi, cei de la guvernare care ne-ați dus în aceste circunstanțe, aproape fiecare aveți apartamente prin alte țări. Cea mai mare parte, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, a țării, din acești guvernanți și miniștri, ei nu sunt legați de Chișinău. Ei sunt cu traiul stabilit în altă parte. Și da, nu ei, noi în continuare vom munci aici acasă. Cum au venit cu rucsacul în spate? Așa că rucsacul în spate îi veți vedea plecând la aeroport, pentru că nu-i leagă nimic de Republica Moldova. Și dacă să vorbesc de jale și de rușini, totodată vreau să fac o referință și la polițiști.
După ce i-au umilit și le-au tăiat din salarii, i-au dat pe foarte mulți afară, pe unii i-au scos din sedii și pe alții, alții au fost puși în funcții mai mici, pe unii i-au retrogradat. Deci în toată această perioadă și-au bătut joc de poliție. Sincer, mi-e jale de ei că sunt nevoiți să stea în stradă și să-i păzească pe cei care îi umilesc și nu-i consideră de oameni. Așa au ieșit să-i păzească pe cei de la LGBT, iar ieri aplicau ochii unii când erau nevoiți să împingă unele bunecuțe și să calce florile în picioare. Și polițiștii înțeleg că voi nu sunteți oamenii care trebuie să-i apere. Ei doar își fac munca și datoria lor, așa cum au făcut-o întotdeauna. Și pentru care primesc salarii mizere ca să existe împreună cu familiile lor aici, în Republica Moldova. Și în aceste circunstanțe în care ați adus voi țara. Domn Mihalache, rog cu mici detalii să ne explicați de ce avem ambuteiaj în centrul orașului de vineri. Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt lucrări inevitabile, nu putem altfel repara și îmbunătăți rețelele, drumurile, așa cum am rugat să se lucreze la capacitate maximă, iar locuitorii vă rugăm să evitați cât de posibil este centrul orașului, ori să circulați cu transportul public. Domnul Mihalache, vă rog frumos să ne dați câteva repere în acest sens și la fel să ne informați despre alte proiecte când sunt demarate, care sunt finalizate, care sunt în proces, etc. Vă rog, domnule. Colegi, stimați chișinăuieni, într-adevăr avem o situație când suntem nevoiți să sistem circulația pe strada Ismail, de asemenea, reieșind din faptul că în zona respectivă avem trei străzi în reparație, vorbim de strada Tighina, Alexandru cel Bun și strada 31 August, avem o situație în care intervențiile, sau mai bine zis, lucrările care sunt necesare și sunt, cum ați spus dumneavoastră, inevitabil pentru a fi realizate, necesită inclusiv sustarea circulației rutiere pe drumuri, în special în situația zilelor recente, vorbim de intersecția 31 august Ismail. Vreau să comunic că în cadrul acestui proiect sau acestei intervenții, conform proiectului, este prevăzută conectarea sistemului pluvial, sistemului care colectează apele pluviale din sectorul centru al municipiului Chișinău și le conectează cu sistemul pluvial existent pe strada Ismail. Vorbim de diametre impunătoare, diametre de 1400 milimetri, 1,40 m, conexiuni care se realizează prin intermediul unei construcții din beton la adâncime de 4 metri. Vreau să comunic că aceste lucrări se desfășoară inclusiv în zona unde avem ape subterane și unde permanent necesită intervenții pentru evacuarea apelor subterane pentru a putea executa lucrările și pentru a avea o calitate a lucrărilor executate ca ulterior să nu avem scurgeri sau să nu avem alte avarii în procesul de exploatare a acestui sistem pluvial. Domnul primar, vreau să comunic de comun cu antreprenorul, de comun cu regia transportului electric, parcul urban de autobuze, au fost reevaluate toate rutele care se deplasează pe acest segment și au fost redirecționate pentru a menține transportul de pasageri la maximum cu cât mai puține deranjamente pentru deplasare pe teritoriul municipiului Chișinău. Dar aceste lucrări sunt critice, aș putea spune, din simplu motiv că în municipiul Chișinău, în zona numită telecentru, zona centru a orașului, nu există un sistem pluvial bine construit sau mai bine zis funcțional care să ne permite evacuarea apelor, iar această conexiune prin 31 august către strada Ismail ne creează oportunitate de a colecta apele pluviale și de a le canaliza și direcționa către bazinul râului Bâc, astfel ca să nu avem în zonele superioare și inclusiv evacuarea are loc în zone care nu este în nemijlocită apropiere a zonelor care le avem la moment cu risc de inundații. Toate aceste lucrări care au fost executate se execută de către antreprenori în regim practic non-stop. Vineri, antreprenorul a executat lucrări, dar din motivul că
la, în cadrul săpăturilor executate mecanic, au fost depistate rețele de electricitate și rețele de comunicații care necesitau lucrări manuale, au fost stopat lucru mecanizat și au fost începute pregătirile sau inițiate pregătirile pentru lucrări manuale, inclusiv de a crea condiții de securizare a persoanelor care se află în acel șantier, în acea locație unde se execută acele lucrări. Vreau să mai comunic că au fost amenajate inclusiv suporturile pentru a sprijini pereții pentru orice eventualitate în scop de crearea condițiilor de securitate pentru muncitori și inclusiv invitați toți deținătorii de rețele, în marea majoritate vorbim despre rețele de tensiune înaltă, de electricitate de tensiune înaltă și în ultimul rând de rețelele de telefonie și toate rețelele, inclusiv apeduct, canalizare, toți cei care au nimerit în zona săpăturilor și în condițiile respective toți cei care au fost solicitați și inclusiv cu antreprenorul și inginerul pe șantier au fost pregătiți șantierul pentru pozarea elementelor de suport și inclusiv de fundație a căminului de vizitare care a fost amenajat în mijlocul străzii Izmail. Toate aceste lucrări se execută cu asigurarea inclusiv normativilor tehnice de construcție. Avem necesitatea de a executa lucrări cu beton de ciment. Aceste betoane de ciment și ele la rândul lor necesită un proces tehnologic de acumularea coeficientului de tărie sau de capacitate portantă ca ulterior să fie executate lucrări de amenajare și de compactare a straturilor în zona drumului pentru ca ulterior să nu avem taseri și alte deformări în zona unde au fost executate lucrări pentru amenajarea acestui fântâni de vizitare, acestui cămin de vizitare. Vreau de asemenea să menționez că aceasta este practic unul din elementele care se execută la moment permit finalizarea în mare măsură a lucrărilor subterane în zona străzii 31 august. Totodată vreau să aduc la cunoștință că toate lucrările de tipul dat necesită a fi executate pe perioadă când nu avem ploi, nu avem precipitații sau zăpadă, din simplu motiv că sunt lucrări care se execută de către muncitori în condiții de umiditate sau de ape pluviale cu debit sporit. Atunci când avem evacuări de ape pluviale sau ape de subterane de nivel ridicat sau, mai bine zis, la nivelul solului, cele care creează impedimente în executarea lucrărilor. Pentru chișinăuienci, pentru toți cei care au fost afectați de aceste lucrări, eu vreau să comunic că vom depune toate eforturile să fie finalizat cât mai operativ lucrările. Astăzi am solicitat către antreprenorul Genesis să finalizeze lucrările pe tronsonul de stradă care era asistată circulația, mă refer pe strada Tighina. De asemenea, pentru a crea alte artere sau alte drumuri de ocolire a zonei de șantier și pentru a crea condiții și pentru trafic de a permite să fie fluent și a nu admite acele ambuteiaje infernale care le-am avut. Dar toate aceste ambuteiaje sau toate acest disconfort este doar pentru a executa calitativ și a finaliza proiectul 31 august, un proiect evaluat la peste 5,3 milioane euro și nu ne permitem luxul, mai mult ca atât nici nu putem admite o astfel de situație ca lucrările executate să fie de calitate proastă, mai mult ca atât agentul economic cât și inginerul au dat toate asigurările că vor fi întreprinse toate măsurile de a executa lucrări calitative și în termen maxim restrânși pentru a avea un termen cât mai mic de intervenție și de deranjament în trafic.
Paralel vreau să mai comunic pe celelalte tronsoane, se lucrează inclusiv pe Alexandru cel Bun și Tighina. Toate lucrările care se execută la moment sunt executate pentru a finaliza pentru anul curent lucrările de decapare și lucrările de fundație la drumuri. După cum am menționat, ne vom strădui și vom depune toate eforturile ca zonele unde au fost executate lucrările să fie finalizate sub aspect de ieșire din zona de lucrări de fundație și pregătirea pentru intervenții de aplicare a stratului de uzură, dar aceste lucrări vor fi executate în primăvara anului viitor și în condițiile date vreau să comunic că antreprenorul, inclusiv inginerul și director transport execută și sunt permanent în șantier pentru a asigura supravegherea și urmărirea asupra calității lucrărilor executate. Într-adevăr, nu dorim să se mai repete situații care au mai fost anterior privind calitatea lucrărilor executate în șantierele în cadrul acestui proiect și vrem să finalizăm proiectul în termen proxim și, în ultimul rând, să corespundă și cerințelor față de calitatea lucrărilor executate. Domn primar, pe lângă proiectul 31 august din Alexandru cel Bun, Direcția Transport de Comunică Ex-Drupo execută lucrări inclusiv în celelalte sectoare a municipiului Chișinău. Vreau să menționez că execută lucrări de aplicare asfaltului, inclusiv stratul de egalizare și, în ultimul rând, stratul de uzură. Avem aplicate pe șantierele care au fost deschise și lucrări care se execută de către Ex-Drupo, au fost executate lucrări pe aproximativ 9.000 de metri pătrați. Mă refer la aplicarea stratului de asfalt. Se continuă lucrările pe zona racordărilor și pe trotuare, pe strada Socoleni, pe strada Ion Neculce, de asemenea se execută lucrări, inclusiv pe strada Dumitru Rășcanu. Mai executăm lucrări inclusiv pe strada Uzinilor, au fost executate lucrări pentru aplicarea stratului de egalizare. Avem într-adevăr o suprafață sau o arie de lucrări foarte extinsă, dar toate aceste lucrări se execută pentru a avea un carosabil cu o calitate suportabilă și chiar bună pentru deplasarea atât a transportului public cât și transportului privat. Vreau să menționez că atunci când șoferii nimeresc cu roata într-o neconformitate sau, bine zis, într-o groapă pe carosabil, toate gândurile negative țin de Direcția Transport și de cei care urmează să asigură calitatea lucrărilor și o calitate de plasare pe drumurile municipiului Chișinău și în condițiile date suntem obligați și ne străduim să întreprindem toate măsurile pentru a menține calitatea bună de rulare pe drumurile municipiului Chișinău. De asemenea, vreau să menționez că săptămâna precedentă au fost executate lucrări inclusiv de aplicare a marcajului rutier. Ne vom strădui să întreprindem toate măsurile de a aplica marcaj ca acesta să fie vizibil pe perioada rece a anului, pe perioada inclusiv de iarnă, când vom avea precipitații și inclusiv ninsori, pentru a crea acele condiții de deplasare și pentru a evita situații de accidență pe drumurile din municipiul Chișinău. Ne străduim să restabilim trecerile pietonale în zonele școlilor, grădiniților, în zonele unde avem acces pentru pietonal pentru copii și părinții acestora. De asemenea, restabilim și domeniul de indicatoare rutiere pe tot teritoriul municipiului Chișinău. Nu doar sub aspect de executare lucrărilor de drum, se lucrează și se întreprinde acțiuni. Vreau să menționez că întreprinderea municipală Lumtech realizează obiectivele de modernizare a iluminatului municipiului Chișinău și vreau să comunic că cred că, sau sper că nu doar Chișinău este cel care implementează proiecte de modernizare cu iluminat prin metoda de dimare, prin obiective sau corpuri de iluminat care își reglează intensitatea luminii ca ulterior, pe perioada de exploatare a nopții, să avem o economie a iluminatului sau
o economie pentru consumul de energie pe perioada de noapte, în special în zona iluminatului stradal. Și, de asemenea, vreau să menționez că continuă lucrările de restabilire a iluminatului și inclusiv în curți. Cu regret, venim și, cum s-a menționat anterior, avem zone unde este noapte începând cu orele 5:30, mai bine 17:30, atunci când perioada de vară este zi de plină și atunci când copiii, cei care se deplasează de la școală sau cei care practică alte activități sunt în curți, în zonele de joacă, ne străduim ca aceste zone să fie sigure și pentru practicarea inclusiv activităților de zi cu zi pe care le practică copiii. În condiții respective, vreau să menționez că mai avem și alte proiecte de rulare, mă refer la podul Mihai Viteazu, care se execută astăzi lucrări de fortificare a pilonilor și la moment a fost inițiat proiectul de amenajare și reparație trotuarilor în zona istorică a municipiului Chișinău. De asemenea, am demarat proiectul de amenajare a parterelor și organizarea circulației rutiere. De asemenea, în zona istorică a municipiului Chișinău, proiecte de amploare care vor, rezultatele cărora vor fi resimțite de chișinăuieni. Toate aceste lucrări și tot ce se face pentru a crea condiții de exploatare, inclusiv condiții de deplasare atât pe drumuri cât pe trotuarele municipiului Chișinău în siguranță și în condiții calitative de lucrări care se execută atât pe zona străzilor cât și pe zona pietonală. Domnul primar, raport la voi. Mulțumesc mult, domn director. Cu privire la sezonul termic 2022-2023 în municipiul Chișinău, dacă puteți să ne spuneți, domnul Burdimov, domnul Leu, situația la zi și perspectivele imediate. Daniața, primar general, conform dispoziției 521 din 4 noiembrie, semnată doamna viceprimar doamna Gutnic. De astăzi demarăm livrarea agentului termic în locurile locative din municipiul Chișinău. Astfel vreau să vă informez că, conform informației din data de 4 de vineri, avem pregătite 100% toate blocurile din municipiul Chișinău care sunt în gestiunea direcției locative comunale. Informația despre asociații CCL-uri și celelalte tipuri de gestiune, am informația că sunt tot pregătite. Chiar astăzi, la prima oră, am avut o discuție cu domnul Leu. Ceea ce ține de procesul de demarare a acestor lucrări, vreau să vă informez că suntem pregătiți și ne propunem ca până la sfârșitul acestui săptămâni să livrăm agentul termic în toate blocurile din municipiul Chișinău, unde vor fi solicitări. Menționez încă o dată, nu este obligator, este la solicitare. Și în dispoziția care a fost semnată este indicat că la solicitare gestionarilor și alocatarilor se va furniza agentul termic, respectiv, în dependență de temperatura care o să o avem în afară și în blocuri, vom regla. Gestionarii vor regla, vor menține-o ca să facem maxim economie și totodată să avem confortul necesar pe care îl vor solicita locatarii. Asta e ce am vrut să vă comunic, domnul primar. Dacă domnul Leu este, vă rog. Mulțumesc. Domnul Leu, are de adăugat ceva? Bună ziua, domn primar general. Bună ziua, stimați colegi. Noi și în această săptămână vom continua activitățile curente. Evident că în corespundere cu dispoziția semnată vom procede de comun acord și în colucrare cu consumatorii privind conectarea la căldură. Pentru informații, la moment, la ziua de astăzi, sunt conectați 508 obiective din 4398, ceea ce constituie circa 12%. Astfel, pentru astăzi, vom procede la anumite
momente organizatorice, astfel ca consumatorii care doresc a fi conectați la sistemul centralizat să poată fi conectați. În regim de lucru urmează să conlucrăm cu toți consumatorii. Succint, asta este situația. Mulțumesc mult, domn director. Doamnă director de la Spații Verzi, în fiecare toamnă avem situația că ce facem cu frunzele de prin oraș. Avem tot felul de specialiști, de la cel mai începător blogger, care și-a făcut cont pe Facebook sau pe YouTube, și până la câinile care se ascund în frunze. Toți au o părere în această privință și o expun. Unii ne critică că strângem frunzele, alții ne critică că nu le strângem frunzele. Dacă poate, pot fi făcute unele clarificări în acest sens, cum sunt strânse frunzele, ce facem cu ele, ce trebuie să le strângem sau în zonele în care nu le strângem, de ce nu le strângem. Dacă puteți face o clarificare în această privință și alte detalii legate de spațiile diverse. Mersi mult! Bună dimineața, domn primar general, bună dimineața, stimați colegi. Într-adevăr, sunt foarte multe comentarii vis-a-vis de faptul că de ce totuși frunzele în plin sezon de toamnă se adună și deși creează de multe ori aspecte estetice și, mă rog, ne încântă privirea cu culorile respective. În primul rând, vreau să vă spun că aceste măsuri de strângere, de recoltare a frunzelor, în special în zona rezidențială, în zona cartierelor de locuit, în zona aliniamentelor stradale, este o măsură absolut necesară, dincolo de asigurarea unei stări fitosanitare a acestor arbori, pentru fiindcă frunzele acestea stochează diferiți boli, diferiți acarieni, insecte care pot și iernează în sol odată cu căderea acestor frunze și imediat primăvară ei vor afecta și vor reduce din aspectul decorativ al plantațiilor. Plus la aceasta se mai adaugă și faptul că frunzișul căzut, el aduce urmări foarte grave și ține de, se stochează în canalele pluviale, în locurile de scurgere a apelor, colmatează aceste canale și guri de canalizare a rețelelor pluviale și, fapt, creează disconfort în buna gestionare și asigurarea curățeniei și ordinii în aceste sectoare. Și el este absolut necesar ca aceste lucrări să fie efectuate. La părerile experților care spun că frunzișul este foarte folositor și trebuie lăsat acolo unde cade, eu sunt absolut de acord, dar nu în aceste zone, mai ales că ca frunzișul acesta să-și exercite funcțiile și el trebuie anume să fie descompus. Ca să fie descompus, trebuie să fie prezente anumiți nevertebrate în sol care contribuie la descompunerea urgentă a acestora. În aceste zone pe asfalt noi nu avem nevertebrate sau în acele fose de sol, ele sunt foarte puține și acest proces este anevoios și lent. Și adesea ne ciocnim că pe frunzișul căzut se mai adaugă și deșeuri menajere, fapt care nu ne încântă privirea, dar ne creează un dezgust total. Ce ține de parcuri, păduri, parcuri, sigur că noi suntem de acord și noi nu intervenim în colectarea frunzelor, cu excepția aleilor centrale. Și sigur că acolo este absolut corect și absolut posibil ca acest proces de descompunere a litierei să aibă loc. Deci, o parte din frunzișul colectat se depozitează la platforma de degradare, unde se produce compost, care mai apoi, prin amestecul cu solul fertil, se administrează la
alineamentele de plante, alineamentele de arbori, adică se înnobilează solul și în lucrările pe care noi le folosim la plantare de gazon, la reparația spațiilor verzi, la crearea de ronduri și piete floricole, noi obligatoriu folosim acest produs biologic care este foarte, deci, apreciat pentru calitățile sale, că anume este un produs biologic și inofensiv. Cam atât, succint. Până revenim la campania de plantare, dacă este posibil, domnul Povăloi, să ne spuneți care este situația în grădiniță și în școală. Bună ziua, domnule primar, bună ziua, stimați colegi. Cu referire la instituțiile educaționale din municipiul Chișinău, vreau să vă aduc la cunoștință că, cu referire la agentul termic, în instituțiile de educație timpurie au fost conectat agentul termic încă acum 2 săptămâni, referitor la 2 instituții de educație timpurie din suburbii, vorbim despre instituția de educație timpurie numărul 1 din Trușeni, conectarea va avea loc astăzi, și instituția numărul 2 din Durlești, conectarea la fel astăzi, ținând cont de fapt că pe traseu au fost probleme tehnice. Referitor la instituțiile secundare, vorbesc aici despre gimnazii, școli speciale, licee, etc. Săptămâna trecută obligatoriu am conectat instituțiile auxiliare plus blocurile claselor primare, chiar dacă nu exista o solicitare din partea instituțiilor sau din partea directorului. La fel au fost conectate 77 din cele 131 de instituții secundare la solicitarea instituțiilor de învățământ. Iar începând cu ziua de astăzi, chiar dacă nu există o solicitare din partea administrației, vom conecta toate instituțiile de învățământ la agentul termic, ținând cont de fapt că temperaturile sunt în scădere. Referitor la alte activități care au avut loc pe parcursul săptămânii trecute în instituțiile de învățământ, vreau să menționez că în perioada respectivă am inițiat un proces de eficientizare a consumului de energie în instituțiile de învățământ prin instalarea corpurilor de iluminat LED în instituții acolo unde nu a fost făcut acest lucru. Respectiv, într-o perioadă de o lună de zile, instituțiile, inclusiv direcțiile de sector, urmează să raporteze cu referire la modificările care au fost făcute în instituții. La fel, în această perioadă au avut loc lucrările, sau au fost ultima sută de metri lucrările pentru redeschiderea instituțiilor de educație 3 și 18, respectiv la ziua de astăzi suntem în perioada de angajare a personalului în aceste 2 instituții. La fel vreau să menționez faptul că în săptămâna anterioară a avut loc procesul de salubrizare pe teritoriul instituțiilor de învățământ. Respectiv, în mare parte, instituțiile au colectat frunzișul și l-au depozitat pe teritoriul instituțiilor, iar în perioada imediat următoare urmează evacuarea acestor frunze depozitate în instituții. Cu referire la monitorizarea încadrării copiilor de vârstă preșcolară și școlară cu statut de refugiat, vreau să menționez faptul că la ziua de astăzi, în instituțiile de învățământ municipale, avem încadrați 829 de copii refugiați, dintre care 531 sunt în instituțiile secundare, în școli, în 42 de instituții, mai bine spus, și 298 de copii sunt înscriși în 56 de instituții de educație timpurii. Raport finalizat, dacă sunt întrebări, vă răspund, domnul primar. Mulțumesc mult, director. Am o întrebare la sfârșit de concretizare pe alimentație. Eu vreau să ascultăm și pe domnul Petru Grecu de la Centrul de Tineret. În săptămâna 7-13 noiembrie avem săptămâna tineretului la Chișinău.
Și ziceam, depunem eforturi multiple pentru a îmbunătăți infrastructura, logistica, programele, proiectele care sunt pentru tineri. Și știu că se vine în această perioadă cu o serie de activități, din cele deja 4 centre pentru tineri din sectoarele centru, Buican, Ciocana și Râșcani. Sper că în foarte scurt timp va fi finalizat și cel de la Botanica, estimativ sfârșitul lunii ianuarie. Așa cum a fost solicitarea din partea multor tineri, am spus că anul viitor îl vom propune să fie anul dedicat tinerilor în Chișinău. Reiterez, avem foarte multe proiecte și programe planificate și activități. Am comunicat cu tineri și, din câte înțeleg, împărtășim această idee și vom face tot posibil să mergem împreună, să schimbăm lucrurile în acest domeniu, dar și în multe altele. Domnul Grecu, ce planificăm în această săptămână și unde găsesc detalii toată lumea? Cine este interesat? Bună dimineața, domnule primar, bună dimineața tuturor. Într-adevăr, în a doua duminică a lunii noiembrie sărbătorim Ziua Națională a Tineretului. În acest context, în perioada 7-13 noiembrie, urmează să organizăm Săptămâna Tineretului la Chișinău cu un program complex pentru tinerii din capitală și suburbii. În acest context a fost elaborat un plan al Săptămânii Tineretului la Chișinău, care prevăd mai multe activități în care vom aborda tinerii din capitală prin diferite programe pe care le lansăm anual. Este vorba despre activitățile planificate în cele 4 centre de tineret din Chișinău și cele 5 centre de tineret în suburbii. Țin să menționez că în anul curent am lansat și un program de asistență pentru centrele de tineret din municipiul Chișinău, unde ajutăm și implicăm tinerii din acele 5 suburbii ale municipiului Chișinău în activități. În acest context ne-am propus și în această săptămână a tineretului să vedem și să plecăm în suburbii, acolo unde tinerii au nevoie de susținerea și suportul nostru. Ce ține de agenda evenimentului și toate activitățile, tinerii pot vedea atât pe pagina noastră de Facebook, cât și urmează să publicăm atât pe pagina Direcției Generale Educației și Sport, cât și a Primăriei Municipiului Chișinău. Ce ține de anunțul dumneavoastră privire la propunerea anului tineretului, noi ne bucurăm foarte mult de această inițiativă și, cum ați menționat și dumneavoastră, într-adevăr, sectorul de tineret a fost foarte, foarte mult susținut în ultima perioadă. Tinerii apreciază acest lucru și mai mult ca atât, dacă e să discutăm despre activitățile pentru anul 2023, atunci ne planificăm chiar de Ziua Națională a Tineretului, pe data de 13 noiembrie, să avem un panel de discuție unde vom aborda împreună cu tinerii perspectivele în domeniul tineret pentru anul 2023, ce activități urmează să elaborăm, inclusiv pe componenta strategiei municipale de dezvoltare a sectorului de tineret 2023-2028. Așa că invit toți tinerii să ne urmărească pe rețelele sociale și să se implice activ în activitățile care urmează să le organizăm în această săptămână a tineretului. Chiar astăzi, la ora 16:00, dăm start săptămânii tineretului la Chișinău, în Piața Marea Adunării Naționale, unde în jur de 200 de tineri urmează să facă un flash mob pentru anunțarea agendei și activităților pe care urmează să le desfășurăm în această săptămână. Mersi! Mulțumesc, domnul Grecu, stimați colegi. În această săptămână, la fel, va fi dat startul campaniei de plantare a arborilor în municipiul Chișinău. La acest subiect s-a referit mai devreme și doamna director de la Spații Vers. E o campanie pe care o planificăm de mai mult timp. Urmează în acest an să plantăm în toate parcurile și scoarurile pe care le-am reabilitat. Vom planta copaci pe străzi acolo unde nu sunt și acolo unde au fost tăiați deoarece erau bătrâni sau prezentau
pericol. O plantăm în acest an pe teritoriul școlilor și grădiniților, mai ales acolo unde curți a instituțiilor de învățământ au avut de suferit în urma intemperiilor. Vom planta în acest an Alee Prietenii împreună cu etniile din Republica Moldova, Alee Medicilor, pentru că avem anul dedicat lucrătorului medical. Urmează să plantăm copaci în diferite zone verzi și spații publice ale municipiului Chișinău. Sunt foarte multe companii, sunt foarte mulți voluntari care vor să cumpere copaci și să se alăture în aceste campanii de plantare a copacilor. Am realizat și un plan de acțiune pe care îl vom publica și veți putea să veniți să participați în cadrul acestei campanii anuale de plantare a copacilor la Chișinău. Lucrările de plantare sunt organizate și coordonate de întreprinderea specializată, în primul rând, este vorba despre Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi. În acest context vom pune ca municipalitate la dispoziție aproximativ 60.000 de arbori și arbuști care urmează să completeze zonele verzi ale Chișinăului. Sunt și datele de e-mail, am să rog colegii mei să le facă public imediat după ședința operativă pentru cei care doresc să contribuie la îngrăzirea capitalei noastre. Prin participare la campanie se înscrie în acest sens. Eu doar vreau să mulțumesc tuturor celor care și în anii precedenți am ieșit mii de locuitori pentru a planta copaci, plus în campania trecută, timp de un an, am plantat 100.000 un copac și mai avem depătat și de înnoit. Acum, la fel, ne gândim la diverse campanii în acest domeniu, cum să motivăm ca locuitorii să planteze copaci și să se îngrijească și să îi îngrijească. Bun, pentru că tot am văzut săptămâna trecută că s-a discutat despre alimentația în instituțiile educaționale, domnul Povăloi, doamna viceprimar, rog să faceți o claritate în ceea ce ține de alocațiile de la bugetul de stat pentru mâncarea copiilor în grădiniță și pentru deținuți. Așa ca oamenii să rețină acest subiect. Cine poate face? Pot eu, domn primar, dacă îmi permiteți. Cu referire la alimentația în instituțiile de educație timpurie, nu doar o dată am menționat faptul că pe parcursul a un an și jumătate deja am făcut mai multe demersuri, dacă nu greșesc, deja sunt vreo 8 sau chiar 9 la număr, ultimele două fiind chiar în luna septembrie, prin care am solicitat majorarea prețului de alimentație la copiii din instituțiile de educație timpurii pentru o zi de aflare în instituție. Astfel, la ziua de astăzi, sunt alocați 30, sau pentru o zi de alimentație în instituția de educație timpurie, avem 34 de lei 50 de bani. La ziua de astăzi, suma necesară pentru alimentația unui copil în instituția de educație timpurie, conform contractelor pe care le avem la moment, depășește, de fapt, 50 de lei necesarul pentru buna alimentație a copiilor în instituțiile de educație timpurie. Din partea bugetului de stat, de fapt, sunt alocați 21 de lei care vin pentru alimentația unui copil în instituția de educație timpurie. Este o sumă foarte mică, o sumă care nu acoperă real necesitatea pentru buna alimentație și buna creștere a copilului în instituția de educație timpurie. Ultimul răspuns care l-am primit de la guvern, nu l-am acum pe masă, dar esența era următoarea. Pentru anul 23 o să ne gândim cum să facem alocații suplimentare, dacă o să fie de unde, pentru a suplini această sumă de alimentație în instituția de educație timpurie. Mulțumesc mult și vă rog chiar să faceți public această informație, ca oamenii să înțeleagă foarte clar cine, ce, când, în ce condiții și de ce se întâmplă așa cum se întâmplă. Bun, vă mulțumesc foarte mult tuturor și vă doresc o săptămână cât mai reușită. Săptămână ușoară.
Săptămână productivă. La revedere.